Salvatorii de la Inspectoratul General de Urgență au avut parte de o misiune neobișnuită. 7 căței riscau să moară de foame și sete după ce au rămas blocați în noroi. Totul s-ar fi întâmplat aseară pe strada Gheorghe Asachi din capitală. Salvatorilor le-a luat în jur de 15 minute pentru a desfășura neobișnuita misiune, reușind să scoată în cele din urmă la suprafață animalele nevătămate. Căței au fost apoi preluați de voluntari. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2020, salvatorii au efectuat 57 de intervenții pentru salvarea animalelor.